Salut, dragi cititori! Numele meu este Loredana și bine ați venit sau revenit pe canalul meu. În primul rând vreau să vă urez la mulți ani, cu multă, multă sănătate și sper doar ca pentru fiecare dintre voi acest nou an să fie mult, mult mai bun decât precedentul. Hai să o luăm pas cu pas, ok? Poate că nu o să fie cel mai extraordinar an ever, dar să sperăm măcar că o să fie mult, mult mai bun decât 2021. Așa că, la mulți ani, este un nou an, fiecare nouă zi este o nouă oportunitate de a schimba ceva în bine, așa că nu ezitați să faceți schimbări în viața voastră, ori și cât de mici. Astăzi eu sunt aici ca să fac un top 10 al celor mai bune cărți din 2021, citite de către moi, evident. V-am mai spus, acest top este complet subiectiv, deci totul este pur subiectiv, nimic obiectiv. Chiar dacă nu veți fi de acord cu opțiunile mele, e totul în regulă. Chiar aștept, sunt foarte curioasă să văd dacă o să aveți opinii, păreri, ceva. Le aștept în comentarii. Eu am întrebat în secțiunea de comunitate pe canalul de BookTube dacă să fac un top 10 sau un top 5 al celor mai bune cărți, în opinia mea. Ei bine, se pare că voturile au înclinat spre 10 titluri, așa că astăzi veți vedea cele mai bune 10 cărți citite de către mine în anul care tocmai s-a încheiat. Dar mai întâi voiam să vă prezint o scurtă, foarte scurtă statistică. Ați văzut în căsuța de descriere că eu am lăsat și link către contul meu de Goodreads. Îmi vine mult mai ușor să țin contul cărților citite, ascultate acolo. Și uitându-mă la My Year in Review, adică anul meu de lecturi, mi-am dat seama că am citit destul, sincer. Eu sunt foarte mulțumită, comparativ cu 2020, a fost chiar super ok, din punctul meu de vedere. Așa că, da, ca o scurtă statistică, se pare că am citit în total 30 de cărți, am reușit să le termin în 2021, asta înseamnă un total de 7346 de pagini. Oricum, peste 7000 de pagini citite, ceea ce, sincer, e super ok. Eu sunt foarte mulțumită pentru că în ultimii ani ați văzut că am citit mult mai puțin decât obișnuiam să fac și e, de fapt, ceva ascendent pentru mine. Anul trecut a fost așa o tendință ascendentă și sper ca anul acesta să reușesc să citesc chiar peste 30 de cărți, dar vom vedea. Important este să fie cărți bune care să rămână cu mine. Ei, și fiindcă e vorba de chestia asta, să știți că ratingul meu mediu, adică steluțele pe care le-am acordat cărților citite, se pare că a fost undeva pe la 4,2 stele, ceea ce e foarte mult, ținând cont că 5 steluțe pe Goodreads este maximul pe care îl poți da. Se pare că am citit cărți foarte bune anul acesta. Deci n-am pierdut timpul de pomană cu cărți care nu merită. E ok, eu sunt mulțumită cu chestia asta. Da. Așa că din cele 30 de cărți mi-am chinuit creierii și mi-a fost destul de greu să aleg doar 10 titluri. Vă spuneam, este un top subiectiv, așa că poate nu veți fi de acord cu primele titluri din acest top, dar e perfect în regulă. Eu le-am categorisit în funcție de impactul pe care l-au avut asupra mea ca persoană, nu numai din punctul de vedere al scriiturii, înțelegeți? Pentru că poate fi o carte ce la nivel mondial să fie considerată bestseller și să fie și o literatură de calitate, dar ție să nu-ți placă. E iarăși perfect în regulă. Deci acest top e pur subiectiv.
Bun, și acum o să începem în ordine, ca în orice an, în ordine descendentă, și începem cu cartea de pe locul 10. Pe locul 10 se află o cărticică ce mi-a fost foarte, foarte dragă și a venit în viața mea într-un moment potrivit, când aveam nevoie de ea. E vorba de The Things You Can See Only When You Slow Down, How to Be Calm in a Busy World, sau Lucrurile pe care le poți vedea numai atunci când încetinești și Cum să fii calm într-o lume ocupată, de Haemin Sunim. Este un călugăr budist și mi-a plăcut foarte, foarte mult această cărticică. Este apărută și la noi, v-am mai vorbit despre ea. Nu mai știu exact, că la Lifestyle Publishing, la această editură e apărută. O să las oricum o, cred că aici, o să las așa o copertă pe ecran, coperta ediției din limba română. V-am vorbit despre această carte, nu cred că are rost să insist. Mie mi-a plăcut foarte mult pentru că sunt pastile de înțelepciune pentru viața de zi cu zi, chiar dacă nu ești călugăr budist și ești prins în vâltoarea vieții, sunt scurte texte care te ajută să te simți mai bine tu cu tine însuți și efectiv să mai lași viața să curgă de la sine, să nu încerci să controlezi totul și să înveți să accepți ceea ce nu poți schimba. Mi-a plăcut mult și îmbinarea dintre text și ilustrații. Vă arătam și atunci când am vorbit despre această carte că sunt foarte multe ilustrații pe tot parcursul acestei cărticele. Uitați și aici. Da, oricum, foarte mult mi-a plăcut. Încă una. Da, multe dintre ele sunt cu temă de cuplu, dar și sunt simpluțe, sunt ilustrații simpluțe, dar cu efect. V-am spus, se potrivesc foarte bine cu textul. Mi-a plăcut foarte, foarte mult și o să o țin aproape de sufletel și când mai am nevoie de un pic de încurajare, o să deschid această carte și cu siguranță mă va ajuta. Tocmai de aceea e pe locul 10. Pe locul 9, în acest top, se află Singuraticele, 9 perspective feminine. Este o antologie de texte de autoare românce. Este coordonată de Anca Zaharia. Probabil ați auzit de ea, o știți, o urmăriți pe Instagram. Dacă nu, vă recomand să o faceți. Mi-a plăcut foarte mult, surprinzător de mult. Nu prea aveam așteptări. Am luat-o pentru că tot profitul făcut de pe urma acestei cărticele se duce către asociația Anais, o asociație care se ocupă cu întrajutorarea femeilor din familii defavorizate, cred. Oricum, e o cauză nobilă și eu am vrut să o sprijin cumpărând această carte, dar mi-a și plăcut foarte mult, foarte, foarte mult. Nu voi insista, sunt mai multe autoare, sunt chiar acestea de pe prima pagină, de pe copertă, pardon. Atât o să vă spun, mi-au plăcut foarte mult câteva și o să le menționez. Chiar primul text pe care l-am citit, de Ana Mănescu, Singurătățile care ne dor și cele pe care le căutăm. Ana este de o vârstă cu mine, cred, sau cu un an mai mică, oricum, de o vârstă cu mine, și m-am recunoscut în foarte multe dintre ideile ei, frustrările ei, durerile ei. M-am recunoscut și mi-a plăcut foarte mult. Oricum, mie îmi place felul cum scrie ea. V-am mai vorbit despre cartea ei, cea cu elele, acum câțiva ani buni. Oricum, mi-a plăcut foarte mult cum a scris acest text și m-a lovit așa într-un loc foarte sensibil din sufletul meu, dar tocmai de aceea mi-a și plăcut atât de mult. Apoi, următoarea, Singurătatea mă prinde turtită pe o parte, de Ana Maria Gheorghe. Acest text are așa un lirism aparte
și e un lirism bizar. Mi s-a părut foarte interesantă scriitura ei și viziunea ei asupra lumii. Apoi, Altă casă, alt cer, de Iulia Șchiopu. Iarăși, foarte, foarte mult mi-a plăcut. Despre ce înseamnă să fii mamă singură în România, dar, mă rog, în lume, în general. Foarte bun acest text. Și ultimul text care mi-a mai plăcut atât de mult, Scriitoare singură și independentă în România, un parcurs prin traumă și exil, de Gabriela Fecioru. Textul ăsta m-a emoționat foarte tare. Am și empatizat pe alocuri, nu zic nu, deși viața mea e complet diferită de viața acestei autoare, dar mi-a plăcut mult. Poți aprecia un text desprins din viața reală și din punct de vedere al experienței, dacă poți relaționa, dacă nu, atunci îl poți aprecia din punct de vedere literar. Fix asta am făcut eu. Da. Foarte mult mi-a plăcut cartea asta. N-am apucat să vă mai vorbesc despre ea până acum pe canal, dar am făcut-o acum și vă recomand din tot sufletul meu. Este foarte scurtă, dar mai ales dacă sunteți fete, femei, o să înțelegeți despre ce e vorba în ea. Dar clar o recomand tuturor, pentru că o perspectivă feminină nu se adresează numai femeilor. Așa că da. Super, super mult mi-a plăcut. Vă recomand. Următoarea carte din acest top, pe locul 8, este Cele 5 limbaje ale iubirii, de Gary Chapman. O să las coperta undeva pe ecran. Am citit-o în format digital, așa că nu am o copie fizică să vă arăt. Am citit-o în engleză. Am citit-o pentru clubul de carte de la muncă și mi-a plăcut foarte mult. Am avut și câteva... V-am mai vorbit despre ea pe canal, deci puteți o căutați în rezumatul lecturilor deja publicate, postate pe canal. Dar așa, în două vorbe, deși au fost câteva chestii care, mă rog, nu prea m-au coafat în mod deosebit, pentru că e o carte scrisă la începutul anilor 90, iar autorul este și pastor. Nu că ar fi asta o problemă, dar perspectiva lui e un pic cam învechită uneori. În schimb, partea teoretică cu cele 5 limbaje ale iubirii este extrem de interesantă și extrem de utilă în viața oricărui om. Bineînțeles, această carte se adresează vieții de cuplu, dar există limbaje ale iubirii și în orice relație interumană. Că e vorba de părinți-copii, copii-bunici, orice dinamică, frați-surori, orice se poate aplica. Și mi-a plăcut extraordinar de mult, iar m-am hotărât să includ cartea asta în top, pentru că nu este o capodoperă a literaturii, dar mi-a schimbat perspectiva asupra celor din jurul meu și m-a făcut să îmi schimb și eu puțin mai mult comportamentul față de cei din jur. Mi-a deschis oarecum mintea și sunt veșnic recunoscătoare acestei cărți, că a avut impactul ăsta asupra mea. Tocmai de aceea am și inclus-o aici. Vă recomand din tot sufletul. Clar o să aveți ceva folositor de învățat din paginile ei. Pe locul 7 avem un roman. E vorba de Conversații cu prietenii, de Sally Rooney. O să las aici coperta în limba română, dar să știți că eu am citit-o în engleză, pentru că iarăși a fost pentru clubul de carte de la muncă și noi acolo, v-am mai spus, citim cărțile în engleză. Conversations with Friends. Nici nu știu, v-am mai povestit despre ea, nu știam dacă să o includ în acest top sau nu, dar până la urmă m-am hotărât să o analizez, așa, să o privesc cu detașare, doar din punct de vedere literar.
pentru că am avut anumite probleme cu personajele, nu prea mi-au plăcut personajele, dar pentru că sunt o cititoare analitică, sau cel puțin așa sper să fiu, așa mi-ar plăcea să fiu, am reușit să mă detașez emoțional de chestia asta și să includ cartea aici pe locul 7, pentru că e un roman foarte bun, foarte, foarte bun. Iar dacă nu ați citit-o deja și eventual puteți citi în limba engleză, înțelegeți limba engleză, clar vă recomand să o citiți în engleză, pentru că Sally Rooney are un limbaj extraordinar. Nu știu cum reușește femeia asta, dar are o scriitură atât de inteligentă fără a epata. Este un text care poate fi înțeles de toată lumea și în același timp este un adevărat deliciu să-l citești. E un talent, să știți, nu prea am întâlnit autori care să facă chestia asta, pentru că cei care au vocabular au și această tendință, poate fără să-și dea seama, de a epata, de a exagera cu metaforele, cu lirismul. Ei bine, Sally Rooney se află exact la limita aia care e ceea ce trebuie, între prea puțin și prea mult. Este exact la mijloc. Și tocmai de aceea romanul ei este extraordinar. Nu am mai citit nimic altceva de ea. Știu că mai există Normal People, a scos acum Beautiful World, Where Are You? Cred că așa se numește. Și urmează să le citesc și pe acelea, dar da, tocmai de asta am inclus cartea aici. Este un deliciu literar și vă recomand iarăși cu toată căldura. Bun, pe locul 6 avem Cântul lui Ahile de Madeline Miller. Iarăși o să las coperta pe ecran. Am cartea în format fizic, dar nu știu unde a dispărut, vă spun sincer. Am căutat-o prin toată casa și n-am găsit-o. Nu știu unde am pus-o, de împrumutat, nu cred că am împrumutat-o cuiva. Poate o să o găsesc la un moment dat, dar pentru că nu am reușit să o găsesc, o să las coperta pe ecran. V-am vorbit despre Cântul lui Ahile, am citit-o undeva, cred în prima parte a anului trecut. Foarte mult mi-a plăcut. Este o reinterpretare a mitului lui Ahile și este așa transformată, de fapt nu transformată, că sunt cam două planuri. Un plan mai intim în care se petrece povestea dintre Ahile și Patrocle și un plan general unde se desfășoară evenimentele cu Troia, cucerirea Troiei, moartea lui Ahile și așa mai departe. Dar, la fel, scriitura lui Madeline Miller este extraordinară. E iarăși un roman foarte plăcut de lecturat. Nu este foarte voluminos, merge foarte repede, dar este plin, este infuzat cu atât de multă poezie cartea asta și sentimentele sunt descrise atât de gingaș. Mi-a plăcut foarte mult. N-am întâlnit o singură persoană până acum care să vorbească de rău sau să aducă critici acestei cărți. Așa că dacă nu ați apucat să citiți acest roman încă, vă spun cu toată încrederea, citiți-l și nu veți regreta. Pentru că am vorbit deja despre el, nu are rost să mai insist acum, dar e o carte foarte frumoasă. Și am ajuns și la jumătatea topului. Aici am inclus o carte pe care mă gândeam să o pun undeva mai sus, cam în primele 5, dar cumva topul meu s-a rearanjat, pentru că v-am spus, subiectiv, totul e subiectiv. Așa că această carte a coborât pe locul 5, dar e un loc foarte decent, bine meritat. Este vorba despre Please Look After Mother, de Kyung Suk Shin.
Tot pentru Clubul de Carte de la Muncă am citit acest roman, mi-a plăcut extraordinar de mult, v-am vorbit deja despre el, așa că mai multe nu știu ce aș putea să vă spun. Aș putea să vă spun însă că am văzut că a apărut de curând la editura Univers și o să ras undeva pe ecran coperta. Această carte mai apăruse la nu mai știu ce editură acum câțiva ani buni, dar tirajul probabil fusese foarte mic, se terminase și nu mai putea fi găsită cartea pe nicăieri. Și acum vreo lună, nu știu cum am intrat pe site-ul editurii Univers și am văzut că a apărut. Nu știu dacă este aceeași traducere de acum câțiva ani sau o traducere complet nouă, dar am încredere în cei de la Univers, așa că acum se găsește și în română, yay! Puteți să o luați cu toată încrederea să o citiți. Este o poveste de familie din Coreea de Sud. E vorba de mai multe generații. Există multe scene de mers în trecut. Acțiunea se petrece în zilele noastre, dar există multe scene din trecut, de când această mother, această mamă, era ea tânără la rândul ei și copiii ei, care în prezent sunt adulți, pe atunci erau micuți. V-am spus, v-am mai vorbit despre ea, deci nu vreau să insist, dar acum că a apărut în română, vă rog eu frumos, luați și citiți această carte, pentru că e foarte frumoasă și zic eu că o să vă facă să priviți cu alți ochi relațiile dintre părinți și copii, indiferent dacă este vorba despre voi ca adulți și părinții voștri mai în vârstă sau voi și copiii voștri care acum sunt micuți. O să vă facă să regândiți puțin dinamica asta dintre părinți și copii, cu siguranță. E un roman emoționant, se și întâmplă multe, multe chestii, are și o doză de, zic eu, suprarealism, așa, sau realism magic, mă rog, e undeva la limita aia. Mi-a plăcut foarte mult, foarte, foarte mult și clar vă recomand. Ei, și acum e acum, mai avem 4 cărți de prezentat, mai am de fapt, că voi doar stați și mă priviți, probabil. Da, cele mai bune 4 cărți citite de mine în anul care tocmai s-a încheiat. Pe locul 4 avem, cred că deloc surprinzător, Iisus din Întuneric de Radu Găvan. Nu știu cum să vă arăt cartea pentru că e foarte glossy. Da, a apărut în colecția Biblioteca de Proză Contemporană la editura Litera. Pare așa o carte mare, dar se citește foarte repede și e un roman foarte interesant. V-am mai spus că sunt fană declarată Radu Găvan. Textele lui sunt complexe și totuși ușor de citit, ușor de urmărit, cel puțin din punctul meu de vedere. Și tocmai de aceea citesc orice va scoate, pentru că îmi place mult stilul lui, foarte, foarte mult. Dar și ideile, inspirația pentru aceste romane ale sale merită toți banii. Mi-a plăcut foarte mult. V-am mai povestit despre el, deci nu vreau să bat apampiu-o iarăși. I-am făcut și o recenzie separat. O să las, nu mai știu în ce parte, oricum. O să vedeți linkul undeva pe sus, pe aici. Deci dacă vreți să urmăriți acea recenzie, mergeți acolo. Da, locul 4 în topul meu anual. E un roman care mi s-a părut, sincer, apogeul creației literare a lui Radu Găvan de până acum. Și are tot ce a fost mai bun în romanele lui anterioare. Mi se pare că aici s-au adunat toate acele elemente care mie îmi plăcuseră foarte mult în romanele lui anterioare și aici e the apex, apogeul. Da,
super, super mult mi-a plăcut. Dacă vreți să încercați să mai citiți și literatură română contemporană, dar vreți ceva altfel, dacă nu vreau să fiu nepoliticoasă și nu voi insista, dar știți că unele texte sunt toate pe aceeași linie, ei bine, ăsta este altfel și cred că o să vă placă. De fapt, sunt cam sigură că o să vă placă. Încercați-l! Pe locul 3, medalia de bronz. Am uitat ce medalie se dă pentru locul 3. În fine, da, medalia de bronz. Va fi primită, va fi acordată unei cărți despre care nu am apucat să vorbesc pe acest canal și îmi pare foarte rău că nu am reușit să o fac, dar o să vă spun acum în linii mari despre ce e vorba, deși cred că o știți deja. Avem aici Cu ultima suflare de Paul Kalaniti sau Paul Kalaniti, depinde cum pronunțați numele autorului. A apărut la editura Nimira acum ceva ani. Este și scrie aici, ca să vă citesc. Cartea lui Paul Kalaniti este o meditație de neuitat despre înfruntarea morții și un elogiu al vieții. Dacă totuși nu știți despre această carte, ei bine, Paul Kalaniti a fost un medic neurochirurg care, atunci când a aflat că are cancer în fază terminală, a început să scrie această carte. Da, este o carte de memorii, nu este ficțiune, este non-ficțiune și sunt rândurile scrise de el înainte de a muri. Nu mai știu la ce vârstă, la 36 de ani a descoperit că suferă de cancer la plămâni și dacă mi-aduc bine aminte că au trecut câteva luni de când, vreo două luni de când am terminat cartea, a mai trăit încă 2 ani apoi. Cartea asta, nu știu cum să vă explic, pare extraordinar de tristă, nu? Ați spune la o prima impresie că nu vreți să o citiți, n-ați vrea să o citiți. Ei bine, surprinzător, e o carte care se aseamănă cu un roller coaster, te duce prin toate emoțiile, însă, la sfârșit de tot, emoția predominantă sau sentimentul predominant cu care rămâi este cel de speranță. Și mi s-a părut un lucru extraordinar pe care a reușit această carte să-l facă și, bineînțeles, acest om care și-a lăsat amprenta asupra lumii prin această carte de memorii. Practic, el își povestește copilăria, adolescența, anii de medicină, de rezidențiat, cum s-a hotărât, de fapt, sau cum și-a descoperit vocația de medic neurochirurg, pentru că inițial el se visa cu totul altceva. E vorba despre relația lui cu soția sa și impactul pe care l-a avut aflarea acestei vești urâte asupra relației lui cu nevasta lui. Și, nu știu, pur și simplu e o carte despre viața unui om, o viață destul de obișnuită, dar povestită cu atât de multă candoare și cu atât de multă sinceritate și totuși atât de multă speranță. Paul a fost un om deosebit și mă bucur enorm că a scris această carte, pentru că nu numai că va fi ținut minte datorită acestor cuvinte, dar cumva reușește de dincolo să inspire și alți oameni să-și păstreze speranța în viață, indiferent că e vorba de, nu știu, ceva minor sau ceva major, cum e o boală gravă, dar reușește să te facă să-ți menții speranța vie. Și
lucrul ăsta, nu știu, nu oricine, nu oricum îl poate face. Dar cartea asta m-a ajutat foarte mult și pe mine într-o perioadă mai dificilă și e o carte care merită cu siguranță. Dacă nu ați citit-o încă, vă rog eu frumos să puneți mâna pe ea să o citiți. Mai avem două titluri. Medalia de argint se duce către Educated de Tara Westover. Iarăși am făcut o recenzie separat pentru cartea asta și iarăși o să las linkul undeva pe sus. Mi-a plăcut extraordinar de mult, iarăși o carte de memorii care a avut un efect destul de covârșitor asupra mea, ca să folosesc un cuvânt mare. Nu știu, la fel, o carte care mi-a întors un pic perspectiva asupra vieții și mi-a răsucit-o așa în direcția potrivită. Nu știu exact cum să vă explic. E ca și cum până să citesc cartea asta mă uitam într-o direcție și nu știam că e o direcție greșită, oarecum. După ce am citit cartea asta, perspectiva mea s-a schimbat și acum simt cumva că mă uit în direcția potrivită. Nu știu dacă ați simțit vreodată chestia asta citind vreo carte sau uitându-vă la un film sau vreun documentar, dar după ce am terminat cartea asta, cam asta s-a întâmplat în viața mea. Nu e ceva mare, nu e o schimbare așa majoră, dar clar e o schimbare. Și tocmai de aceea m-am hotărât să pun cartea aceasta pe locul al doilea, în top. Este și scrisă foarte bine, nimic de comentat aici. Tara Westover este o femeie foarte deșteaptă și la fel foarte sinceră și felul cum își povestește viața și acest parcurs de la copilăria ei în care nu știa să scrie și să citească și orizonturile ei erau extrem de limitate până la viața de adult când frecventează cele mai prestigioase colegii din lume și devine doctor, își capătă titlul de doctor. Ei bine, acest parcurs este povestit cu atât de multă modestie și sinceritate încât n-ai cum să nu îndrăgești această carte și pe Tara instant. M-am atașat, recunosc, m-am atașat de cartea asta. Povestea ei de viață este, mai ales părțile din copilărie, sunt cutremurătoare, dar am admirat enorm voința ei de a se schimba, de a învăța, de a deveni o femeie independentă. Deși nu i-a fost absolut deloc ușor, totuși această voință de a învăța, de a fi educată, a bătut orice altceva, a lăsat în urmă orice altceva și a primat. Mi-a plăcut, v-am spus, și în recenzia pe care am făcut-o separat, mi-a plăcut extraordinar de mult. O recomand oricui, oricum, oricând, indiferent dacă sunteți adulți, dacă aveți, nu știu, 70 de ani sau 30, dar mai ales dacă sunteți adolescenți, chiar vă implor să citiți cartea asta. Nu zice nimeni că trebuie să fie exact ca Tara, nu ăsta este scopul, dar cartea asta mi se pare că te umple de speranță. Deci, indiferent de vârsta pe care o ai, îți redă speranța că întotdeauna poți face o schimbare în viața ta, indiferent de context, dacă vrei, poți. Cam asta e mesajul cărții și mi s-a părut un mesaj foarte important, simplu și important. Da, super mult mi-a plăcut. Iarăși o carte care o să rămână cu mine, cred că, toată viața. Iar pe primul loc se află o carte cu care
Probabil nu veți fi de acord, dar asta este, e alegerea mea, pur subiectivă. Am ales să o pun pe primul loc pentru că am declanșat o schimbare majoră în viața mea și o schimbare care, de la care nu mai există întoarcere. Este o schimbare în foarte bine. Dar mai întâi să vă spun cartea, nu? E vorba de Gândește ca un călugăr, de Jay Shetty. Acum, știți care e chestia? Jay Shetty este foarte prezent peste tot pe social media, Instagram, Facebook, cred că avea și Twitter, nu știu dacă mai are Twitter, în fine. Este foarte, foarte prezent, dă foarte multe interviuri, apare peste tot, are comunitatea lui Genius, are aplicație, face meditații cu oamenii lui, meditații ghidate. E o întreagă industrie creată în jurul lui. Însă, deși eu nu-l mai urmăresc atât de mult cum o făceam la început, vreau să știți că această carte, deci mă refer strict la carte, este scrisă, unul la mână, foarte bine, doi la mână pe înțelesul tuturor și trei la mână plină de speranță și de optimism, fără a cădea în ridicol. Din păcate, foarte mulți din acești influenceri care sunt cu pozitivismul, optimismul, calmul, budismul și așa, am întâlnit și din aceștia pe YouTube, cel puțin, par falși, știți? E, nu știu, dacă îi urmărești mai îndeaproape și îi observi cu atenție, îți dai seama că sunt falși, ca și cum s-ar forța. Ei bine, Jay este chiar, deci la el ce e în gușă e și în căpușă, ca să folosesc o expresie neaușă. Și tocmai de asta îl admir enorm. Dar referindu-mă strict la carte, ei bine, la începutul anului trecut, undeva prin ianuarie sau februarie, nu mai știu exact când, eram iarăși într-o pasă extraordinar de proastă și nu știam cum să mai ies din gaura aia mentală. Și am dat peste un anunț cum că Jay Shetty urma să organizeze un workshop de 5 zile, un workshop în fiecare zi, unde urma să fie meditații ghidate, sfaturi de cum să-ți stabilești obiceiuri sănătoase, tot felul de chestii din acestea micuțe care chipurile să-ți îmbunătățească viața. Am fost foarte sceptică. Vă spun, foarte, foarte sceptică, mai ales că nu eram extraordinar de optimistă în momentul ăla, dar acele 5 zile m-au schimbat și mai mult m-a schimbat cartea lui, pe care am început să o citesc după ce am participat la acea serie de workshop-uri și de acolo a pornit totul. Am început să mănânc mult mai sănătos, să-mi schimb obiceiurile alimentare, am început să mai renunț la social media în momentele în care simt că nu-s ok. Înainte parcă eram, nu știu, parcă îmi lua cineva mințile și eram așa dependentă de telefon, de internet, tot timpul să fiu conectată, să văd ce mai mișcă, ce se întâmplă, ce... Era o dependență. Dar acum am învățat să mă detașez mult mai ușor de treaba asta. Și cel mai important lucru, am început să fac mișcare, să fac sport. Nu la sală, nimic așa, să fiu model de fitness, dar pur și simplu am început să fac mișcare. Chiar dacă mi-a venit foarte greu la început, vă spun sincer, pe lângă febra musculară, dar exista ca un blocaj mental pe care trebuia să-l depășesc, deci trebuia neapărat. Nu făceam mișcare încât să cad lată, sub nicio formă, niciodată n-am făcut chestia asta în anul care a trecut, dar trebuia să-mi impun să trec de blocajul acela mental. Și cartea lui Jay m-a ajutat enorm de mult, enorm, enorm de mult. Și tocmai de asta a declanșat așa ceva în mine, o schimbare majoră, și s-au schimbat mai multe lucruri la personalitatea mea. De atunci
Și tocmai de asta e pe primul loc, deși nu este capodopera lumii literare mondiale, dar este scrisă atât de sincer și este infuzată cu optimism din ăla bun, încât nu, a trebuit să o pun pe primul loc, pentru că e cartea de căpătâi pentru mine a anului 2021. Cam asta a fost pentru 2021. Acestea au fost cele mai bune 10 cărți citite de mine în anul anterior. Aș fi extraordinar de curioasă să aflu și titlurile voastre. Dacă nu vreți să-mi scrieți povești nemuritoare în comentarii, nicio problemă, scrieți-mi măcar primele 5 titluri care v-au plăcut vouă cel mai mult anul trecut. Și, nu știu, eventual scrieți-mi ce preferați voi să citiți, ficțiune sau non-ficțiune. Sunteți fani de beletristică sau fani ai poveștilor de viață, de ce nu? Da, asta a fost pentru astăzi. E un clip foarte lung, sper că ați avut răbdare cu el. Dacă nu, oh well, asta e. Eu oricum vă mulțumesc că v-ați uitat orși cât de mult sau de puțin. Nu știu ce o să mai fie data viitoare, dar vedem, am mai multe idei, dar până atunci eu vă urez să aveți parte de lecturi frumoase în noul an, să-l începeți de fapt cu lecturi care merită, cu lecturi care vă plac și noi să ne vedem cu bine, aveți grijă de voi, eu vă doresc multă, multă sănătate, să vi se îndeplinească cele mai frumoase dorințe și să fiți optimiști. Deși vremurile sunt cum sunt, dar ajută foarte mult să-ți păstrezi calmul și o stare de spirit cât mai optimistă. Da. Bun, asta a fost. Eu v-am pupat. Aveți grijă de voi. Bye!